Cetățene pentru a face încă un rând de observații. După ce toate aceste observații vor fi preluate, vor putea să intre în guvern. Este posibil să intre la jumătatea lunii septembrie, după care, dacă vor fi adoptate în guvern, vor fi transmise Parlamentului. Am văzut că sunt în continuare controverse pe legile educației. Vedem, de exemplu, o ultimă declarație făcută de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, cel care spune că legile educației nu aduc o perspectivă clară de îmbunătățire, se află într-o fundătură. Și sunt foarte mulți sau mai sunt contestatari. Da. Cum le răspundeți acestora? Atunci când promovezi o reformă profundă a sistemului de educație, o reformă despre care știm cu toții că avem nevoie, dacă nu avem nevoie, înseamnă că suntem mulțumiți cu starea actuală a sistemului de educație. Dacă nu suntem mulțumiți, trebuie să schimbăm. Atunci când schimbăm, schimbarea poate să deranjeze. Recomand să fie mai întâi citite, nu este un lucru tocmai simplu, după care să ne exprimăm cu propuneri constructive. În România este foarte ușor să lucrezi cu barosul, să demolezi, să spui că nu e bine. Noi înțelegem lucrurile care nu sunt bune și dorim să primim propuneri ca să fie mai bune. Deci dacă asta este opinia, așteptăm propuneri în continuare pentru a îmbunătăți aceste lucruri. Pentru cei de la USR, care au fost partenerii dumneavoastră de coaliție, spun că ar trebui să retrageți definitiv aceste legi și să vă consultați cu ei pentru un nou set de legi ale educației. Această posibilitate nu există. Desigur că un partid de opoziție dorește retragerea oricărei inițiative a partidelor aflate în coaliția de guvernare. Pot să înțeleg acest lucru. Dar legile, proiectele legilor educației sunt rezultatul consultărilor pe parcursul a 5 ani și jumătate. Foarte mulți dintre cei care se exprimă acum sunt autori ai raportului final România Educată. Mai apoi, vreme de un an și încă o lună și jumătate, absolut oricine a avut ocazia să se pronunțe. Dacă doresc să aducă îmbunătățiri, aș vrea să spun că Parlamentul este cel mai potrivit loc pentru un partid politic să promoveze acele îmbunătățiri. Noi le vom analiza cu maximă atenție. Veți avea sprijinul partenerilor de la PSD în condițiile în care vedem că sunt tensiuni în coaliția de guvernare și ruperea coaliției nu este exclusă cu desăvârșire? Nu mă exprim sub nicio formă asupra acestui subiect, cu atât mai mult cu cât aceste tensiuni nu le simt nici de cum la un nivel profund. Sunt abordări care pot fi diferite, asta generează cele mai bune soluții, dar tensiuni nu sunt. Dar o parte dintre Parlament. Cu președintele Klaus Iohannis ați discutat pe aceste legi, aveți un dialog constant? Deci președintele Iohannis a susținut proiectul România Educată. Președintele Iohannis a promovat în data de 14 iulie 2021 raportul final România Educată. Mai apoi este sarcina Ministerului Educației ca autoritate națională și s-a achitat de această sarcină în momentul în care a lansat aceste proiecte ale legilor educației în dezbatere publică. Mă întrebați de propuneri. Am luat în considerare sute dintre aceste propuneri. Am luat în considerare tot ceea ce a fost argumentat, tot ceea ce a fost constructiv. Și pe parcursul dezbaterilor am făcut publice aceste modificări, aceste îmbunătățiri. Vom face de asemenea publice și modificările pe care le-am încheiat în momentul încheierii acestei analize. Președintele va analiza aceste legi atunci când vor veni la promulgare.